Aș începe prin a vă întreba ce ați face dacă, ce știu prin ce întâmplare, n-am mai avea clădirea asta impresionantă. Ce ați face cu pocăința dumneavoastră, cu credința dumneavoastră? Gândiți-vă puțin, ce ați face dacă n-am mai avea clădirea asta? Nu știu ce s-ar putea întâmpla. Dacă n-am mai avea o, pur și simplu, n-am mai avea o clădire din asta așa impresionantă, ce am face? Am face alta, ne? Dacă n-am putea să facem alta, ce știu eu, ce s-ar putea întâmpla? Să nu putem să facem altceva. Să presupunem că nu am mai avea clădirea asta. Să presupunem că nu am mai avea stația asta care ne face atâtea probleme, că nu se aude în spate, nu sau aude în față, nu sau aude cu eco, s aude în altele, aude jos, nu știu cum să mai aude la ea. Ce am face dacă nu am mai avea stații? Dacă nu am mai avea nici microfoane, asta pe care uităm să le aprindem câteodată? Ce am face dacă nu am mai avea scaunele astea confortabile? Ce am face dacă n-am mai avea încălzire în biserică? Ce-am face dacă n-am mai avea nici aer condiționat vara? Ce-am face, și nu vă întreb degeaba, ce-am face dacă n-am mai avea toate lucrurile astea pe care le avem acum? Ce-am face dacă n-am mai avea botezuri în fiecare an? Ce-am face, de exemplu, dacă la un program de duminică dimineață, când e biserica. cât de cât? Așa. plinuță, uh, N-ar fi nimeni să câte un solo. Ce-am face dacă n-ar mai cânta corul? Deloc. Să nu mai cânte cor, pur și simplu. Nu mai avem cor, nu mai vor să cânte, nu mai cântă cor. Ce am face dacă n-ar mai fi orchestra copiilor? N-ar mai fi orchestra adul, fanfara adulților? Dacă n-ar mai fi orchestra cealaltă care cântă mai binișor? Ce am face? Dacă nu le-am avea toate astea, n-am mai avea nimic. Și am fi numai noi, împreună. Ce am face? Și ce am face? Vreți să vă spun ce am face? Foarte bine am face. Foarte bine îl face. Ce dacă nu le-am avea? Frașă și soră, știți ce am face foarte bine? Aș vrea să vă duceți cu gândul la vreo 2000 de ani în urmă. Biserica primară nu avea orgă. Nici pian. Cu nu știu câte sunete. Pe noi, noi vrem să cânte sunetul ăla, să păie ăla. Nu aveau nici microfoane, să fie mai tare, să fie mai Nu aveau nici stație, nu aveau nici orchestră, nu aveau nici fanfară, nu aveau nici cor. Să fie auzit ăștia romani că cântau cu corul. Ei purjoleau pe toți. Mărâiau cântările în subterană, prin catacombe, prin pește, prin grote, prin gropi, pe unde se adunau ei. Pe câmpuri, fugăriți. Nu era nicio problemă că nu le aveau. Știți de ce am pus situația aceasta? Ca să înțelegeți dumneavoastră că pocăința noastră, credința noastră în Dumnezeu nu stă în lucrurile astea. Adevărat sau nu? Faptul că noi le facem acum să nu mă înțelegeți greșit, nu înseamnă că sunt rele, nu asta am vrut să spun. N-am vrut să spun deloc, să nu spună cineva, bă, Andrei, o spus? Ce, despre ce s-au predicat după amiază? După amiază s a predicat că nu trebuie să mai avem scaune, aer condiționat, nu trebuie să mai avem biserică, nu trebuie să mai avem cor și fanfară. Nu asta am spus. Deci nu asta am spus. Nu asta am spus. Ce vreau să spun este că a noastră binecuvântată și sfântă credință și pocăință nu se leagă de lucrurile acestea. De ce se leagă? De Dumnezeu se leagă. Amin. Ăsta este adevărul. Și noi trebuie să facem exercițiul acesta de imaginație deseori ca să înțelegem că nu de lucrurile astea se reagă credința noastră. Acum să presupunem că credința noastră sfântă s-ar lega de lucrurile astea. Știți ce s-ar întâmpla? S-ar întâmpla exact ce s-a întâmplat în pasajul acesta pe care l-am citit în seara aceasta. Pasajul în care Scriptura ne prezintă doi oameni dezamăgiți. Ați fost vreodată dezamăgiți? Haideți să suntem puțini în seara asta, eu nu o să mă uit cine răspunde, dar spuneți mi ați fost vreodată dezamăgiți de păstori? Mă, mă bucur că n-ați fost. De predicatori, ați fost vreodată dezamăgiți? Ați fost, nu? Și eu. Și de mine am fost dezamăgit. Și de alții. Sigur, cea mai mare dezamăgire a mea pe pământ sunt eu însumi. Ați fost dezamăgiți, așa -i? Avem în locul acesta doi oameni dezamăgiți pe el care a fost judecător în Israel 40 de ani, și pe nora lui Eli, a cărui soț murise în bătălia care tocmai fusese. De ce sunt dezamăgiți oamenii ăștia doi? Dacă ăștia doi ar fi fost baptiști, știi de ce erau dezamăgiți? Dacă ar fi fost baptiști ei și ar fi trăit în 2014, știți de ce ar fi fost ei dezamăgiți? cum murit toți din orchestră. De asta ar fi fost dezamăgiți domnule s, s orchestra, e gata, nici nu mai are sens să merg la biserică. E gata, suntem pierduți. săți. Și zice, erau dezamăgiți? Comuri au păstorii. Nu mai avem păstori, suntem terminați, suntem praful și pulberea pământului. Nu mai avem nicio șansă, domnule, dacă mai avem păstori. Frașii și vreau să vă spun că veți face la fel de bine cu sau fără mine la Sebiș. Veți face la fel de bine cu sau fără fratele Lucian la Sebiș. Oare nu cumva în inimile noastre am legat binecuvântarea și favorul lui Dumnezeu de anumiți oameni sau de anumite ritualuri sau de anumite lucruri pe care le facem sau de anumite lucruri pe care le avem. Nu în asta stă binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu stă într-un singur lucru și vă vedea în care. Dar nu în asta stă binecuvântarea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă dau numai un exemplu. Spune Scriptura când a auzit omul acesta că a fost luat chivotul lui Dumnezeu, auziți, când a auzit lucrurile acestea, abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și el a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, că era un bătrân și greu. Așa moare un om al lui Dumnezeu? Spuneți-mi, vi se pare normal că așa să moare un om al lui Dumnezeu? Nici mie nu mi se pare normal. De ce a murit omul ăsta așa? A fost șocat, parcă a fost electrocutat. De ce a fost electrocutat? De vestea că a fost luat chivotul lui Dumnezeu. Știți ce e ironic? El se preocupa, spune Scriptura în versetul 13, când a văzut, El aștepta stând pe un scaun lângă drum, că cine mai era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, spuneți-mi cu da sau nu, dacă aveți un răspuns în inimile dumneavoastră. Trebuia El să fie neliniștit pentru chivotul lui Dumnezeu, da sau nu? Nu! Nu, că a ajuns chivotul lui Dumnezeu în tabăra dușmanilor. Și Dumnezeu a făcut prăpăd între ei. Dumnezeu nu are nevoie de oameni ca să-i protejeze lucrurile lui. Corect? Dumnezeu nu avea nevoie de Hofni și de Fineas și nu avea nevoie de tot Israelul ca să-i păzească chivotul. O ladă de lemn frumoasă nu, avea nevoie de protecția nimănui. Dumnezeu a protejat-o. Dumnezeu a protejat-o. Neliniștea lui el era falsă. Nu trebuia să fie neliniștit. Că Dumnezeu își proteja lucrurile lui. Trebuia să fie neliniștit pentru fiii lui păcătoși și nenorociți care s-au dus la luptă acolo și Dumnezeu i-a omorât. Pentru asta trebuia să fie neliniștiți. Frașii nu trebuie să fim neliniștiți pentru ritualuri, pentru lucrurile pe care le avem sau nu le avem. Trebuie să fim neliniștiți pentru oameni. Pentru oameni trebuie să fim neliniștiți. Vedeți, el nu se neliniștea pentru fiii lui. Că Dumnezeu i-a spus că Dumnezeu vroia să-i omoare. Dumnezeu i-a spus că o, să, că o să taie brațul casei lui. Că nu va mai sluji nimeni la cort. Dumnezeu a făcut promisiunea asta și ele ar fi trebuit să se teamă. Domne, s-au dus acolo la bătălie. Oare nu cumva acum vine finalul lor? Oare nu acum e sfârșitul lor? Pentru asta trebuia să se teamă ele. Că fiii lui erau nepocăiți și mureau în nepocăință. Aia e o teamă reală. Frașul și pentru asta ar trebui să ne temem. Dacă se strică aerul condiționat, niciun bai. Să nu se strice inimile oamenilor. Pentru asta ar trebui să ne temem. Uitați-vă, așteptarea lui Eli teama lui Ierii erau bazate pe, pe, niște lucruri false pe care le credea omul ăsta 40 de ani. Acum, nu știu, vă vine să credeți lucrul ăsta, să fii 40 de ani judecător în Israel. Judecător adică tu judești poporul după cuvântul lui Dumnezeu. 40 de ani! Și să n-ai nicio treabă. Să nu înțelegi minimul de lucruri spirituale. Să nu le înțelegi. Să nu înțelegi că nu trebuie să te preocupe pentru lucrurile lui Dumnezeu care el grijă de ele. Și că trebuie să te preocupe pentru sufletele oamenilor care trăiesc în păcat. Și trebuia să se preocupe pentru fiii lui, că Domnul îi spune la un moment dat, în capitolul 3, ai știut cum trebuie fii tăi și i-ai lăsat așa. Și nu i-ai oprit. Pentru asta trebuia să se teamă. Pentru el și pentru fiii lui. Nu pentru chivotul Domnului. Și vreau să vă spun un lucru. Oricum merge lucrurile în țara asta și în bisericile noastre, lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Amin. Că lucrarea lui Dumnezeu e legată de Dumnezeu, nu de noi. Dumnezeu, uite ce, câtă ironie e în textul ăsta. El stă neliniștit pentru chivotul Domnului și eu spun așa într-un fel, chivotul Domnului era bine mersi, nu? Chivotul Domnului era bine mersi. Chivotul Domnului n-a suferit absolut nimic. Și au murit, spune Scriptura, în versetul 10 spune, au murit 30.000 de, de oameni pe deftri. 30.000 de, de oameni. De ce au murit oamenii ăștia? Că nu erau al lui Dumnezeu că erau idolatri, că trăiau în păcat. Era mai sfânt chivotul ăla decât ei și Dumnezeu a protejat chivotul ăla. A protejat chivotul acela. Uitați, mai spune Scriptura despre femeia aceasta în versetul, în versetul 20. Norusa, 19, Norusa, nevasta lui Fineas, când era însărcinată și sta să nască, când a auzit vestea, exact aceeași, exact același lucru, aceeași teorie, aceeași prostie și în mintea ei, aceeași falsă religie și în sufletul ei. Când auzi vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, ea e mai dramatică. Auziți cât dramatism în cuvintele ei. Versetul 21. A pus copilului numele Icabod, zicând, s-a dus slava lui Israel. De ce a zis ea că s-a dus slava lui Israel? Auziți de ce a zis? Versetul 21, ultima parte. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu, din pricina socrului ei și din pricina bărbatului ei. Eu aș vrea să vă întreb. S-a dus slava lui Israel fiindcă a murit eli? Nici vorbă de așa ceva. S-a dus slava lui Israel când a murit Fineas, soțul ei? Spuneți-mi. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Știți de ce nu s-a dus slava lui Israel atunci? Când era eli în viață, slava lui Israel a plecat. Când era Fineas în viață, slava lui Israel a plecat. De ce a plecat slava lui Israel când erau oamenii ăștia în viață? Pentru că ei împreună cu fiul lui, duceau poporul Domnului în corupție și în păcat. Ei înșiși fiind capii păcătoși din țara aceea. Ei înșiși fiind primii vinovați din țara aceea. Ei înșiși fiind aceia pe care Dumnezeu i-a acuzat de la bun început pe eli că i-a lăsat pe fiul lui să trăiască așa cum au trăit în curviile lor și în hoțiile lor și în banditismul lor și în nemernicia sufletelor lor. Ei erau vinovați. Când ei trăiau, slava lui Dumnezeu era plecată. Când ei trăiau, când ei au murit, slava lui Dumnezeu deja se întorcea. Când ei au murit, slava lui Dumnezeu se întorcea deja. Ei erau piedica slavei lui Dumnezeu, nu erau condiția slavei lui Dumnezeu, nu erau ei recipientul slavei lui Dumnezeu. Înțelegeți, frați și sură, hai să înțelegem lucrul ăsta. Nu dacă vin eu, când am venit eu, vine automat și slava lui Dumnezeu după mine. Când am plecat eu, slava lui Dumnezeu pleacă după mine. Degeaba sunteți dumneavoastră aici, că slava lui Dumnezeu e legată de, de El, de Andrei, de Hofni, de Finias. Nu e așa ceva. Nu există așa ceva. Că dacă sunt eu aici, e ai și slava lui Dumnezeu. Nu. Nu. S-ar putea ca atunci când sunt eu aici să nu fie slava lui Dumnezeu datorită păcatului meu. Și asta era problema în Israel. Problema în Israel era că omul care era în funte și ceilalți care erau în frunte treiau în păcat și ei împiedicau. Împiedicau să se arate slava lui Dumnezeu. Ei împiedicau. Și atunci Dumnezeu a trebuit să-i omoare. A trebuit să-i omoare, că erau, erau oamenii ăștia. Nu să pocăiau, nu vreau să pochească, erau încăpățânat erau un și nu vreau să păcuiască. Acum, 22 spune, i-a zis, s-a dus slava din Israel că și chivotul lui Dumnezeu este luat. Vedeți, chivotul lui Dumnezeu și când era în Israel, slava tot era dusă. Era dusă. Că au avut chivotul cu ei. Dacă slava lui Dumnezeu era legată de chivot, au avut chivotul cu ei și au luat bătaie cu tot cu chivot, Unii e slava lui Dumnezeu. Nu, slava lui Dumnezeu e legată de un singur lucru, de prezența lui Dumnezeu. Favorul lui Dumnezeu, am întrebat, care e lucrul acela care garantează favorul lui Dumnezeu? Vreau să vă spun. Nu oamenii garantează favorul lui Dumnezeu. Nu programele noastre nu sunt rele, da? Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu de programele noastre este legată prezența lui Dumnezeu. Frați și surori, putem să facem un program mai ceva ca la televizor. Să facem un program mai ceva ca la operă. Să facem un program, cum să spun, domne, să toată lumea să rămână cu gura căscată. Asta nu este o dovadă că acolo e Dumnezeu. Nu este o dovadă că acolo e Dumnezeu. Și ei aveau programe. Și ei aveau ritualuri. Și le făceau în fiecare zi la colțul întâlnirii. Dar Dumnezeu nu era acolo. Nu era Dumnezeu acolo. Ce vreau să vă spun în seara aceasta, ideea principală este aceasta, frați și sorori, haideți să nu ne mulțumim cu lucrurile exterioare. Haideți să trecem dincolo de lucrurile astea aparente, de lucrurile care ne izbesc cu ochii. Doamne, au fost cântări destule, solouri destule, a fost o predică bună, un discurs bun, a fost, s a auzit bine de data asta, au fost reglate bine stația, au cântat frații, au cântat surorile, a fost biserica plină, s-a strâns colecta cât a trebuit să strânse, totul este bine și în control. Nu este adevărat. Nu ar trebui să ne mulțumim cu lucrurile astea, frate și surori. Nu ar trebui să ne mulțumim cu lucrurile astea. Singurul lucru cu care ar trebui să ne mulțumim este dacă plecăm din locul acesta și putem să spunem Dumnezeu a fost aici. Știți ce se întâmplă când poporul Israel, după coma asta spirituală în care au fost, după moartea asta spirituală în care au fost, știți când a fost punctul când Dumnezeu s-a întors în Israel? Că Dumnezeu era plecat de acolo. Știți când a fost punctul când gloria a venit înapoi? Capitolul 7 spune așa, versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul închiriat Iarim. Se întorsese deja chivotul, dar gloria tot nu era acolo. Că gloria nu era legată de chivot. Trecuse era 20 de ani. Și ascultați ce frumos spune Biblia. Atunci toată casa lui Israel a prâns după... Auziți? Așa vine gloria înapoi. Așa vine Slavan înapoi. Au plâns după Domnul. Ele au plâns după Kivot. Au venit chivotul și tot nu s-a rezolvat nimic. Încă 20 de ani au fost robiți de filisteni. Încă 20 de ani. Cu tot cu chivotul Domnului. Și când au fost Kivotul și când nu au fost chivotul, tot bătaia au mâncat. Tot robi au fost. Tot măcelăriți au fost. Tot jefuiți au fost. Că nu Kivotul le dădea salvarea. O trebuit 20 de ani ca poporul Israel să învețe, 20 de ani ca poporul Israel să învețe că prezența lui Dumnezeu, favorul lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu nu este legată de lucruri exterioare, de ritualuri, de oameni, ci că prezența lui Dumnezeu este legată de pocăința noastră. Și o plâns, spune Biblia, nu o plâns după chivot, o plâns după, după Domnul, după Domnul, după Domnul. După Domnul o au plâns. Asta este motivul pentru care am făcut testul ăsta în seara asta și am început în felul ăsta și v-am întrebat, întrebat, ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai fi toate lucrurile astea. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai fi toate lucrurile astea. Și v-am spus și vă spun, ar fi foarte bine. Eu știți ce mă întreb, frașul oare cât timp ne trebuie nouă ca să înțelegem că Dumnezeu cu prezența Lui vine în locul acesta și în locul nostru și când ne strângem noi, doar atunci când ne pocăim. Oare ne trebuie și nouă 20 de ani? Și noi am zis, nu, 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 nu ne trebuie 20 de ani. Credeți că nu ne trebuie 20 de ani? Credeți că nu sunt biserici în țara aceasta, care după 90 de ani, 80 de ani, 100 de ani de pocăință într-un sat sau altul, gloria Dumnezeu a plecat de acolo și au pus lacătul pe biserică? Credeți că nu se poate întâmpla și în România ceea ce s-a întâmplat în tot vestul Europei? în țări care au fost în întregime protestante, în întregime au fost protestante, pline de oameni pocăiți. Dita mai catedrale care depășesc în frumusețe de 100 de ori casa asta. Și-au pus la pe ele și sunt muzee acum. Locuri în care au intrat mii de oameni și-au auzit predica cuvântul lui Dumnezeu și-au cântat slavă lui Dumnezeu. Acum sunt închise. Țări protestante, țări care s-au întors cu inima către Dumnezeu acum sute de ani și au fost prospere și au fost binecuntate, binecuvântate și prosperitatea aceea încă se vede și acum, pentru că s-au întors cu toată inima lor către Dumnezeu și Dumnezeu a binecuvântat. Au pus pres pe cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu a binecuvântat, s-au pocăit și Dumnezeu a binecuvântat și material, prosperitate și berșug au avut de toate soiurile. Și totuși au ajuns să pună lacătul pe dita mai catedralele. De ce? Pentru că s-au obișnuit pentru că au început să trăiască în păcat și pentru că, principalul motiv, gloria lui Dumnezeu a plecat din țările alea și din bisericile alea și din comunitățile alea. Și au ajuns să pună lacătul pe ele. Au ajuns să pună lacătul pe ele. Frați și surori, să nu ne mulțumim, să nu ne mulțumim cu ritualuri, cu programe. Eu repet, ele nu sunt nicio problemă atunci când e prezența lui Dumnezeu. Dar ele sunt o mare problemă când nu este prezența lui Dumnezeu și când ne mulțumim numai cu ele. Asta că bine că e programul. Bine că e program, bine că s-o predica, bine că s-o cânta, bine că s au făcut lucrurile alea. Ia să-i ca, la, la, la ortodox. Acum mă scuzați că vă spun, ca la ortodox. bine că o dat cu m-a făcut acolo, au zis binecuvântările, au zis, -a zis, a zis el acolo, gata, acasă, s-a făcut programul, acasă, totul e bine și frumos. Nu, n-ar trebui să ne mulțumim cu asta. Ar trebui să punem întrebarea asta fundamentală. Dumne, domnule, a fost Domnul în locul acela? Ar trebui să ne punem întrebarea asta fiecare, să spunem lucrul acesta cum a spus Samuel. Și Samuel a scris o carte și uitați în cartea asta ce a scris el, versetul 10. Domnul a venit și s-a înfățișat și l-a chemat. Așa ar trebui să spui tu când te duci acasă. Domnule, cum a fost la biserică? Domnule, Domnul a venit acolo și s-a înfățișat în mivlocul nostru. Asta ar trebui să pot să spun eu. Să fiu pătruns de sentimentul prezenței lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu și să știu Domnul a fost acolo, Domnul ne-a dat biruință. Asta ar trebui să putem spune și asta ar trebui să spunem. Ar trebui să fim cu ochii îndreptați spre Domnul. Spre Domnul. Știți că sunt frați din biserică care nu vin la adunare pentru că știu că nu o să fim tare mulți. Eu zic, bă, dacă tot nu o să fim tare mulți, ei nu mai vin nici ei. Sunt oameni care nu vin la adunare sau vin la adunare atunci când vine vreo vedetă sau vreo, vreo vedetă, sau spirituală. Predicator sau cântăresc sau ce mai știu eu fotbalist, ce știu eu. Atunci vin, buluc. De ce? Pentru că au legat prezența lui Dumnezeu de oameni. Au legat prezența lui Dumnezeu de oameni. Acum, vedeți, când facem o legătură cu Noul Testament, spune Scriptura așa. Cum știm noi acum, până vorbim de prezența lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu, cum știm noi că slava Domnului e aici? Cum știm? Uitați ce spune în, cum începe Evanghelia după Ioan zice Scriptura așa, și cuvântul s-a făcut trup, da? Domnul Iisus Hristos s-a făcut trup, și a locuit printre noi prin dehar și adevăr și auziți, și noi am privit slava Lui, gloria Lui. Slava Lui am privit-o, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Slava Lui Dumnezeu este arătată astăzi și este prezentă astăzi în persoana Domnului Iisus Hristos. Și există posibilitatea aceasta ca o biserică să fie lipsită de persoana Domnului Iisus Hristos, adică de slava lui Dumnezeu. Credeți? Dacă nu credeți, vă întreb, cum v-am întrebat și data trecută, ce căuta Domnul Iisus Hristos la ușa unei biserici și bătea? Aia e o biserică, noi folosim la evangelizare textul acela. Și spune, Domnul bate la inima ta, lasă-l să intri înăuntru. Nu! Aia nu este ușa inimii, este ușa unei biserici. Este scris unei biserici textul acela. Domnul spune, iată, stau la ușă și ba, dacă aude cineva, și noi ne întrebăm, domne, cum să nu audă ăștia din biserică? Pe cum, domnul nu este în biserică. Nu mai era în biserică. Nu mai era în biserică. Era un loc, tot un loc în Apocalipsa unde se întâlneau evrei, se întâlneau iudei cu legea lui Dumnezeu și spune, ei spun că sunt iudei, dar nu sunt, sunt o sinagoga a satanei. Dumnezeu nu era acolo de nicio culoare în mijlocul lor. Dar ei citeau din lege în continuare, o tălmăceau în continuare, făceau toate ritualurile lor în continuare. Era o sinagoga a satanei. A satanei. Nu era Dumnezeu acolo. Nu era Dumnezeu acolo. Să poate ca slava lui Dumnezeu în persoana Domnului Isus Hristos să lipsească, să poate lucrul acesta. Și ce se întâmplă când vine slava lui Dumnezeu? Să vă dau un exemplu. Tot Ioan, capitolul 2, versetul 11, spune Acest început al semnelui lui l-a făcut Isus în Cana din Galilei. A făcut o minune. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Când se arată slava lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Să naște în inimile noastre credință. Când se arată slava lui Dumnezeu. Acum, vreau să vă gândiți puțin la Moise. Moise a fost un om de succes, dacă l-am fi avut în vremea noastră, Moise a fost un om de succes. Moise ar fi fost un om care avea dita mai biserica și era păstor. Și a vreo câteva mii. Acum el a avut acolo vreun milion sau două chiar. a fost un om de mare succes. Dumnezeu a făcut o grămadă de minuni prin el. Dumnezeu a vorbit cu el cum n-a vorbit cu nimeni de pe planetă când s-au ridicat împotriva lui, Dumnezeu a spus, eu vorbesc și prin alți oameni, dar nu vorbesc cum îi vorbesc lui. Cu el vorbesc față către față. Când se ducea Moise în cortul întâlnirii, norul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu cobora acolo, nimeni nu mai avea acces, numai Moise era acolo. Și la un moment dat spune Moise un lucru foarte interesant. După toate minunile, după tot ce îi vorbește Dumnezeu, după darea legii, după toate, toate lucrurile astea, spune Moise așa. Versetul 18 din Exod 33, Moise a zis, arată-mi și mi mă, Moise, dar nu ți destul că ai despicat marea? Nu ți destul că ai transformat oia gola în șerpi? Nu ți destul că ai lovit cu bota și o curs apă din stâncă? Dar nu ți destul, ce, nu ți destul că a vorbit Dumnezeu gură către gură cu tine, domnule? Nu ți destul că ai auzit glasul lui Dumnezeu? Nu ți destul că te-ai dus cu două pietre și Dumnezeu a scris cu mâinile lui pe ele acolo? Nu ți destul asta? Nu, Că noi suntem creați și sufletul nostru este creat ca să fie împlinit doar când slava lui Dumnezeu este turnată în el. Nu era împlinit. Nu era împlinit că avea biserică mare, nu era împlinit că avea un popor mare, nu era împlinit că l asculta poporul, nu era împlinit nici măcar că îi vorbea Dumnezeu. El vroia să aibă slava lui Dumnezeu înaintea ochilor lui. Și Dumnezeu îi spune așa, Domnul a răspuns, voi face, ce înseamnă slava asta? Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Asta este slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este punctul și momentul în care în sufletul tău, nu cu ochii fizici. În Sufletul tău îl vezi pe Dumnezeu. În Sufletul tău vezi frumusețea lui Dumnezeu și pe Pentru prima dată în viața ta poți spune: Domnul este frumos. Ați putea să spuneți lucrul ăsta: Domnul este frumos? Sau vi se pare ciudat? Mai cum să spun că Domnul este frumos? Eu nu știu eu dacă Domnul este frumos. Ați putea să spuneți că Dumnezeu este frumos? Nu puteți să spuneți că Dumnezeu este frumos decât atunci când ai cunoscut pe Dumnezeu și ai văzut ceva din Dumnezeu. Și spune, Dumnezeu îi spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Să vadă Moise frumusețea lui Dumnezeu. Nu era, destul, nu era mulțumit doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Moise era, era baptist, dar era alea mai mult decât baptist. Că baptistul e omul care face studiu biblic și ocupa cu cuvântul lui Dumnezeu foarte bine. Numai că Moise era puțin mai mult decât atât. Era un baptist din veritabil. El vrea slava lui Dumnezeu. El vrea să vadă gloria lui Dumnezeu. Vrea să vadă frumusețea lui Dumnezeu. Vrea să se îndrăgostească de Dumnezeu. Să ieși de la biserică în de cap și să spui niciodată nu m-am gândit la dragostea lui Dumnezeu așa. Niciodată nu m-am gândit la înțelepciunea lui Dumnezeu așa, la puterea lui Dumnezeu așa. Doamne, l-am văzut pe Dumnezeu, parcă l-am văzut cu ochii mei seara asta. Asta ar trebui să se întâmple în locul ăsta. Serios vorbesc. Asta ar trebui să se întâmple în toate bisericile evanghelice. Oamenii să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă frumusețea lui Dumnezeu. Să vină aici să se întâlnească cu Dumnezeu, nu cu mine, nu cu alții. Ne întâlnim și cu unii cu alții, că părtășia este foarte importantă. Dar primul lucru, oamenii ar trebui să vină cu o dorință, cu o însetare a sufletului. Doamne, nu sunt mulțumit de viața asta, nu ți mulțumit de nimic, până nu văd frumusețea lui Dumnezeu. Și o să spui din când în când, Doamne, Doamne, arată în slava ta. Mai arată în șase puțin. Doamne, au trecut o săptămână, te-am văzut acum 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Te-am experimentat, Doamne, dar nu-s mulțumit. Mai arată puțin. Ăsta e un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Un om care nu-l poate satisface nimic. Și dacă o cânta corul și dacă nu o cânta corul, el vrea să vadă slava Domnului. Și dacă s-o predica bine sau nu s-o predica bine, el tot vrea să vadă slava Domnului. El vrea să vadă frumusețea Domnului. Doar atunci sufletul unui pocăit se liniștește. Doar atunci sufletul unui pocăit e liniștit. Doar, atunci doar atunci sufletul unui pocăit e împlinit, e satisfăcut când a văzut frumusețea Domnului. Atunci. Până atunci nu i Până atunci nu i Cum nici Moise nu a fost. Cum nici Moise nu a fost. Asta este slava lui Dumnezeu. Punctul în care te întâlnești cu Dumnezeu, experimentezi prezența lui Dumnezeu. Experimentezi prezența lui Dumnezeu. Acum, știți ce ne poate împiedica să vedem slava lui Dumnezeu? Ne poate împiedica să vedem slava lui Dumnezeu când suntem foarte mulți legați de oameni. Venim în locul acesta, frași și surori, și suntem așa de dependenți de ceea ce o să spună ăla la alt. Suntem așa de dependenți de ceea ce crede celălalt. Uneori nu spune nimic, dar ne gândim noi, oare ce o să creadă despre rugăciunea mea? Și asta te împiedică să te întâlnești cu Dumnezeu. Asta te împiedică să te rogi cu adevărat și să-L experimentezi pe Dumnezeu. Că te gândești, dar ce o să zic eu de rugăciunea ta? Ai spus frazele corecte, ai spus expresiile corecte. Te-ai nu te-ai bâlbâi, te ai strigat prea tare, ai strigat prea puțin. Nu te ruga cum trebuie. Și asta te împiedică să-L întâlnești pe Dumnezeu. De ce? Spune tot în Ioan 12 cu 43 în felul următor. Auziți ce spune Sfânta Scriptură? Că ce au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Auziți, versetul 42 spune, totuși chiar dintre fruntași mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă. Înțelegeți? Dependența asta de părerea omului, dependența asta de privirea omului, dependența asta de ce crede el, de ce o să spună el, de ce se gândește el, de ce o să transmită el mai departe despre tine. Dependența asta de el te poate împiedica să nu te poți conecta cu Dumnezeu. Să nu poți să ajungi în prezența lui Dumnezeu, să-L simți pe Dumnezeu. V-am spus întâmplarea, am predicat la un moment dat, banal, am spus într-o predică câteva cuvinte despre rugăciune și o soră care era de 10 veacuri în biserică. A venit și mi-a spus, frate, după cum ai vorbit tu despre rugăciune, înseamnă că eu nu m-am rugat niciodată. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Multe explicații n-am dat. Pur și simplu vorbise despre rugăciunea lui sau când s-a întors la Dumnezeu. Puțin am vorbit. Și e posibil lucrul ăsta, pentru că te rogi ca să te audă celălalt. Sau cânți ca să te audă celălalt, sau predici ca să te audă celălalt. Dorința de a... iubirea asta pentru slava omului. Iubirea pentru slava omului. În 12 cu 4 și spune Scriptura așa. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Acum, ce înseamnă să vezi slava Domnului? Am spus multe lucruri ce înseamnă să vezi slava Domnului. Hai să vedem un caz exact. Că zice că Isaia a văzut slava Domnului. Când? O văzut? Cum a văzut slava Domnului? Ia auziți, Isaia, capitolul 6, Versetul 1 spune așa, în anul morții împăratului Ozea a văzut pe Domnul. Spuneți-mi, vi se pare eretic să vă spun, în, dacă aș fi venit în seara asta și v-a spus, și surori, l-am văzut pe Domnul. Ce ați fi spus? Bă, Andrei e obosit. S-a lovit. Ce e cu el? Cum adică l-a văzut pe Domnul? Spune Scriptura, nu-l văzuse până atunci Isaia. Spune, în anul morții împăratul Ozea am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de Dumnezeu foarte înalt și poatele mantei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele. Avem ceva de învățat și de la serafimii ăștia. Și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor un, un, un sen al vederii slavei lui Dumnezeu și al întâlnirii cu Dumnezeu este sentimentul ăsta al sfințeniei lui Dumnezeu. Niciun om care trăiește în necurăție nu l-a întâlnit pe Dumnezeu și n a văzut slava lui Dumnezeu. Când vezi slava lui Dumnezeu, un lucru care să descopere sufletul tău este sfințenia lui Dumnezeu. Încep să fii serios cu păcatul. Ăsta e unul dintre primele lucruri care se întâmplă. Mai spune după aceea și strigau, tot pământul este plin de mărirea lui și se zguduiau ușorii de glasul care răsuna și casa s-a umplut atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut Ăsta era prorocul Isaia Care până atunci au dat pe alții Ăia erau răi, ăia erau împietriți Ăia nu vedeau, ăia n-ascultau de Dumnezeu Ăia erau să fie pedepsiți de Dumnezeu Ăia vor fi judecați, nu el În punctul în care Isaia Vede slava lui Dumnezeu ca un predicator Predică mult altora Când predicatorul ăsta, prorocul ăsta Isaia vede slava lui Dumnezeu în punctul acela Isaia nu spune, vai de voi, ci spune Vai de mine Îs terminat sunt pierdut, spune. Vai de mine sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Eu sunt pierdut. Când vezi slava lui Dumnezeu, Dumnezeu îți arată sfințenia lui și Dumnezeu îți arată starea ta. Când vezi slava lui Dumnezeu. Când nu vezi slava lui Dumnezeu, mergi în continuare așa. Nu ești serios nici cu sfințenia lui Dumnezeu și nu ești serios nici cu păcatul tău. Asta sunt două, două lucruri care se întâmplă când oamenii văd slava lui Dumnezeu și spune el, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul Oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu creștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-te atingându se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Când Domnul îți arată slava Lui, Domnul îți arată și soluția. Da, vezi Sfințenia Lui Dumnezeu, vezi păcatul tău, dar Dumnezeu îți dă și soluția. Întotdeauna este așa. Dumnezeu întotdeauna dă soluția. Și spune el, i-a curățit buzele Dumnezeu cu cărbune, un simbol al ispășirii. I-a curățit buzele, l-a făcut curat Domnul. I-a arătat slava, slava mântuirii lui, nu? Și versetul 8 am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimiți și cine va merge pentru noi? Știți care este un alt simt, că ai văzut slava lui Dumnezeu? Nu doar că vezi sfințenia lui Dumnezeu, nu doar că vezi păcatul tău și ești îngrozit de el. Nu doar că Dumnezeu îți arată și soluția și o primești, ci că atunci când întreb fraților, cine mergem în lucrarea asta pentru Domnul? Tu răspunzi, ei, uite cât de mulți sunt. Domnul întreabă, pe cine să trimit? Doamne, uite cât de mulți sunt. Pe cine de vrei tu? Pe cine vrei tu poți să trimiți? Doamne, uite cât de mulți suntem. Nu auziți când întreabă, Isaia așa de pătruns a fost de slava lui Dumnezeu. Viața lui era dată în totalitate lui Dumnezeu în punctul ăsta. Și auziți ce zice, pe cine, pe cine să trimit? Pe cine? Cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Atunci ai văzut slava Domnului. Atunci ai văzut slava Domnului. Că nu mai ai nicio condiție în inima ta de pusul lui Dumnezeu. Doamne, dacă îmi faci, atunci și eu o să fac. Nu. Ești eliberat de ele. Ești a Domnului. L-ai văzut pe Domnul. Domnul ți-a împlinit sufletul. Te-a iertat, te-a vindecat, te-a mântuit, te-a eliberat. Ești cu totul al Lui. Ești la dispoziția lui Dumnezeu. Ești la dispoziția lui Dumnezeu. Fratele citea din Ioan, capitolul 17, despre Rugă, din rugăciunea Domnului Isus Hristos. Spune Domnul un lucru puternic acolo, foarte puternic. Versetul 17 cu 22. Eu le-am dat slava. Eu aș vrea să vă întreb, vă da Dumnezeu slava, Domnul Isus slava? Noi zicem, da, ne-o dat-o, ne-o dat, -o. Cum ne -o dat -o? unde e slava aia? arătați mi unde -i? Pe slava e prezența lui Dumnezeu, nu o vedem, așa este. Auzi ce se întâmplă? Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Știți când se dezbină o biserică? Când nu mai este slavă. Punctul în care oamenii se dezbine, punctul în care oamenii se fracturează, punctul în care se face diviziunea, nu ai atunci e problema. Problema e mult înainte. Problema e când a plecat slava. Și când pleacă slava, nu mai este nimic care să ne ținem înăuntru, împreună. Ce ar trebui? Și acum hai să ne întrebăm, ce ar trebui să ne țină pe noi una? Conform cu ceea ce spune Domnul Iisus în Ioan, capitolul 17, în rugăciunea Lui către Tatăl. Ce ar trebui să ne strângă împreună? Slava Lui Dumnezeu, ca asta spune, le-am dat slava ca să fie una. Asta ar trebui să ne, să ne mâne pe toți, să ne conducă, să ne călăuzească pe toți. Așa să, să ieșim ca furnicile din sebiș, când e duminică dimineața la nouă fără un ser, suntem toți pe străzi, ca la un magnet aici, așa ne prindem toți. Și dacă ne întreabă noi, ce aveți mă, unde vă duceți? De ce să-L vedem pe Dumnezeu, să ne întâlnim cu, pe Dumnezeu, cu, Dumnezeu, Vrem să vedem înfățișarea lui Dumnezeu. Vrem să vedem cu ochii noștri pe Domnul oștirilor. Lumea se uite la din bă, ești trăsnit, te lovi, ce cu tine? Așa ar trebui să reacționeze lumea. Domnule, ce faci? Mă duc la biserică. Nu te duci la biserică. Mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Nu mă la biserică. Asta ar trebui să fie in inimii. De fapt, vorbele noastre trădează convingerile noastre și credința noastră, pentru că de multe ori numai la biserică venim, atât. Eu nu sunt mulțumit cu atâta, frate și Eu nu sunt mulțumit. Nu, 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 pot să fiu mulțumit. Dumnezeu nu este mulțumit cu atâta. Dumnezeu vrea să ne dea slava lui și frașe și surori, când vine slava lui Dumnezeu, când e prezența lui Dumnezeu, când e prezența lui Dumnezeu, majoritatea problemelor noastre se rezolvă. Noi mergem de la coadă așa spre cap. Încercăm noi să rezolvăm problema, când am rezolvat o pasta, o ieșit alta, când am rezolvat o pasă o ieșit alta. Și tot așa ne bezmeticim de cap zeci de ani și tot umblăm după probleme. Când foarte bine am putea să ne oprim să spunem, domnule, nu avem nevoie de kivot Gata, lăsați chivotul la în pace. Nu asta e problema nu le lasă și pe hof, și pe Fineas. Nu e asta problema cu Hofni și cu Fineas. Nu asta e problema. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Și au plâns după Domnul. Asta e. Asta -i. e simplu, nu? Dar cât de des uităm lucrul acesta? Cât de des uităm lucrul acesta? Să vă dau un exemplu de un om care a mai văzut slava lui Dumnezeu. Din Noul Testament. Da? Din Noul Testament. Fapte, capitolul 7, cu versetul 55. Când moare Ștefan, îl omoară așa cu pietre, vă aduceți aminte, da? Pe, cu pietre, vă aduceți aminte de el. Spune Scriptura așa, versetul 5-5. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Ce-a văzut Ștefan când și-a pironit ochii spre cer și era plin de Duhul Sfânt? Ce credeți că a văzut? A văzut? Sama lui Dumnezeu. Dar cum a văzut slava lui Dumnezeu? Citiți de la, de la, început. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, acolo este un verb. Este un verb. A fost, sau fiind un plu de Duhul Sfânt, a văzut slava lui Dumnezeu. Da, slava lui Dumnezeu este revelată în Domnul Isus Hristos. Am spus foarte clar lucrul acesta și Scriptura îl arată foarte clar. Dar, cum ajungi să vezi slava lui Dumnezeu? Cum ajungi să percepi prezența lui Dumnezeu? Că nu vezi ceva cu ochii fizici. Este ceva ce se întâmplă sufletului tău. Cum? Prin Duhul Sfânt. Ezechiel capitolul 3, versetul 12 spune Și Duhul m-a răpit și am auzit înapoi a mea drăitul în mare cu tremur de pământ, slava Domnului s-a ridicat din locul ei. Când a fost răpit de Duhul Sfânt, a perceput, a înțeles, a văzut, s-a întâlnit cu slava lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este acela prin care ajungem să vedem slava lui Dumnezeu. Îi spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat, lui Maria și lui Marta, ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Hristos e slava lui Dumnezeu. În Hristos este arătat, să, Hristos a fost trimit ca să ne arate slava lui Dumnezeu, să ne arate toată frumusețea lui Dumnezeu. Dar cum avungem să vedem frumusețea aceea? Avungem să vedem frumusețea aceea crezând în El și prin Duhul Sfânt care ne deschide ochii inimii ca să vedem slava lui Dumnezeu. Vedeți, exact cum avem ochii ăștia și cum avem urechile astea, așa inima noastră are într-un fel ochi și urechi. Sufletul nostru are ochi și urechi. Și lucrul ăsta este arătat de multe ori în Sfânta Scriptură. Vă dau doar un exemplu din Efeseni, capitolul 1, unde Apostolul Pavel foarte, face o rugăciune foarte interesantă. Efeseni, capitolul 1, spune versetul uh, 17 așa. Să vedeți legătura dintre Duhul Sfânt, dintre credință, dintre Domnul Isus Hristos și dintre ochii inimii. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un Duhul, Duhul Sfânt se ocupă de treaba asta. Un Duh de înțelegere. Acum eu întreb, știți? Noi, noi baptiști așa spunem, noi, noi am primit Duhul Sfânt la nașterea din nou. Noi avem Duhul Sfânt. Noi avem Duhul Sfânt. Și suntem parcă suntem obsedați, ne-am blocat de, 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 de vreo 400 de ani pe chestia asta. Noi avem Duhul Sfânt, noi avem Duhul Sfânt. Dom'le, nimeni n-a spus că nu avem Duhul Sfânt. Noi n-am spus că nu avem Duhul Sfânt. Da, avem Duhul Sfânt, nu ia asta o problemă. Eu vă întreb totuși dacă avem Duhul Sfânt, de ce Pavel să roagă ca să ne dea un Duh de înțelepciune? dacă avem deja. E ca și cum ai spune, doamne, am mâncat ieri, am mâncat ieri, am mâncat ieri. Eu vin să spun, dau mâine dimineață mâncare, dar am mâncat ieri, am mâncat. Noi am înțeles că ai mâncat. N-am spus că n-ai stomac, n-am zis că n-ai mâncat, n-am spus că nu ești sănătos. Dar este o relație dinamică, activă între noi și Dumnezeu. Nu este niște baterii care suntem încărcate odată pentru totdeauna și funcționăm așa până la sfârșitul vieții. Nu. Suntem într-o relație personală cu Dumnezeu. Tot timpul, tot timpul Dumnezeu vrea să verse în noi plinătatea Duhului Sfânt. Tot timpul. Tot timpul. Auziți ce spune? Să vă dea, mă rog să vă dea. Mă rog să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui. Eu vă întreb, aveau oamenii ăștia Duhul Sfânt, da sau nu? Îl aveau. Că spune în capitolul 1 că au fost pecetuluiți cu Duhul Sfânt. Da, îl aveau. Îl aveau. Îl cunoșteau ăștia pe Domnul Isus Hristos? Îl cunoșteau că spune când au crezut Evanghelia, au fost pecetluiți cu Duhul Sfânt și totuși aici spune să le dea un duh de descoperire în cunoașterea lui. Și ascultați aici, să vă lumineze ochii inimii. Ați auzit vreodată că un om are ochi la inimă? Nu se referă Biblia la inima asta de carne. ci se referă la sufletul nostru. Se referă la sufletul nostru. Și asta este... În felul ăsta l-a văzut Moise pe Dumnezeu. În felul ăsta au văzut toți oamenii lui Dumnezeu pe Dumnezeu. Cu ochii inimilor, în sufletele lor. Duhul sunt a descoperit slava lui Dumnezeu. Este adevărat, unor li s-a dat mai mult decât sufletelor lor. Li s-a dat ceva fizic, au văzut fizic slava lui Dumnezeu. Eu m-aș mulțumi cu revelația asta interioară. Dacă Dumnezeu vrea să facă și ceva exterior, n-am nicio problemă. Dar la punctul acesta trebuie să ajungem toți. Să experimentăm această plinătate a Duhului Sfânt ca să vedem slava lui Dumnezeu. De ce nu vedem slava lui Dumnezeu? Și cu asta mă apropii închei. De ce nu vedem? De ce au ajuns la confuzie Eli și cu nora lui? De ce au ajuns la confuzie asta? S-o depărta slava. slava era depărtată de mult. Ei erau cu altă teologie. De ce nu vedem slava lui Dumnezeu? De ce credeți că nu simțim prezența lui Dumnezeu? Să folosesc termenul ăsta experimental. De ce, nu credeți, de ce credeți că nu experimentăm prezența lui Dumnezeu? De ce plecăm uneori plictisiți de la biserică? De ce plecăm uneori de la biserică și n-am auzit cuvântul, n-am auzit ce s-a făcut aici, suntem debusolați, suntem deconectați și parcă am simțit că n-are nicio treabă ce s-a făcut acolo cu noi. De ce? Și zice, există un singur răspuns. Un singur răspuns toți oamenii au păcătuit și sunt? De ce sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu? Că au păcătuit. Simplu. și să formula asta, unii să plictisesc o repet, dar vă repet, cât e nevoie să vă repet? Vă o repet în primul rând pentru mine, să știți. Formula este foarte simplă. Păcatul aruncă slava lui Dumnezeu. Pocăința atrage slava lui Dumnezeu. E simplu. E scurtă ecuația. E simplu, nu trebuie să știi matematică pentru treaba asta. Când păcătuiești continuu și te îndărătnicești, te încăpățânezi în păcatul tău, a lui slava lui Dumnezeu. Când după ce ai păcătuit, te pocăiești, ei harul pocăința lui Dumnezeu, te pocăiești, Doamne, îmi pare rău, Doamne, mă las de lucrul ăsta, Doamne, prețuiește mai mult pentru mine prezența ta, Doamne, nu mă mai mulțumesc cu programe, cu orchestră, cu fanfară, cu predici, cu pomelni, cu ce știu eu ce să mai face acolo, Doamne, nu mă mai mulțumesc cu nimica, vreau prezența ta, mă pocăiești și vreau din nou prezența ta, atunci vine slava lui Dumnezeu. Asta trebuie să facă biserica din România. Ascultați-mă, frați și surori. Vă prorocesc în seara asta. În 20, maxim 30 de ani, cultul ăsta e praf și pulberea în țara asta. Dacă nu, oamenii nu se întoarc către Dumnezeu și să caute pe Dumnezeu, să plângă după Domnul, după Domnul să plângă, nu după altceva, după Domnul să plângă. Dacă nu, țara asta va vedea în continuare, toate bisericile evanghelice vor vedea în continuare tineri plecați în lume și neîntărcându-se niciodată. În continuare vor vedea oameni din lume care nu se vor întoarce niciodată în bisericile noastre. Și împuținându-ne, 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 împuținându-ne și ne vom mulțumi, domnule, bine că mai putem face un program. E bine că mai vine fratele păstor de nu știu unde să ne mai da cina la 2, 3, 4, 5 oameni care au rămas într-un sat în care erau 300 de pocăiți. Acolo e plecată slava lui Dumnezeu de mult. Dar să și că mai vine cineva să mai facă acolo încă un ritual, să mai facă ceva. Au fost două, trei femei în alte locuri din lumea aceasta, care au stat înaintea lui Dumnezeu, s-au rugat și la două, trei femei, fără predicatori, fără nimic. Dumnezeu a, făcut o explozie de trezire spirituală și oamenii s-au întors la Dumnezeu. Dar l-au căutat pe Domnul. Au plâns după Domnul. Formula e simplă. Biblia asta, citiți-o de la cap la coadă. Și vedeți că sunt niște lucruri fundamentale pe care trebuie să le accentăm mereu. Trebuie să le accentuăm mereu. Când oamenii păcătuiesc cu îndărătnicie, chiar oamenii care sunt să pretindă al lui Dumnezeu, care oamenii care cheamă numele lui Dumnezeu, care oamenii care stau cu Bibliile în mână și cântă Domnul și se roagă Domnul. Când oamenii persistă în îndărătnicia lor și în păcatul lor, slava lui Dumnezeu pleacă. Și Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu nu este legat de timp. Asta e un lucru fantastic la Dumnezeu. Dumnezeu nu este legat de timp. Dumnezeu nu este legat de timp. Dumnezeu nu se teme să închidă ușile unei biserici. Dumnezeu nu se teme. Dumnezeu nu s-a temut să lase 20 de ani poporul acela sub robie. Nu s-a temut. Și este interesant, Samuel era acolo. 20 de ani Samuel era acolo, omul prin care vorbea Dumnezeu. Dar până când poporul nu s-a pocăit, Samuel a fost fără niciun folos. Noi ne-am zis dacă ar fi Samuel la noi astăzi. Un om prin care a început să vorbească Dumnezeu. Nu, s-ar întâmpla același lucru. Noi am fi în continuare în starea noastră. Că Samuel nu rezolvă problema. Nu Samuel aduce prezența lui Dumnezeu, ci pocăința. Ci pocăința. Frați și surori, ați înțeles formula? Păcatul alungă slava, pocăința aduce slava. Simplu, nu? Ați înțeles? Programul bisericesc n are nicio legătură în ecuația asta. n are nicio legătură în ecuația asta. Nici o legătură. Imaginați-vă. Și chiar vreau să închei cu lucrul ăsta și să nu fiu mincinos că tot închei, dar nu, mă, închei în viață. Vreau să închei cu lucrul ăsta. Imaginați-vă o catacombă din asta unde se întâlneau creștinii. Imaginați-vă. Și nu aveau nimic. La propriu imaginați. Stăteau la pe de acolo, pe o piatră, pe ce stătea stăteau jos acolo. Și mâriau, domnul, murmurau să n-audă nimeni, că dacă îi prindeau, îi executau pe toți. Și murmurau Domnului din toată inima lor. Poate, explodau inimile, transpirau, explodau inimile din pieptul lor. Că ar fi vrut să strige Domnul, Aleluia cu toată puterea. Noi ne plătească oamenii că nu strângem. Nu, când ne uităm la oameni, știți că, bă, dus cu pluda, nu strig Domnului Aleluia. De ce să strig? Înțelegeți? Și imaginați că oamenii ăștia cântau Domnului, că se rugau Domnului. Și intra un necredincios acolo. Și ce se întâmpla? În catacomba aia era prezent Domnul. Dacă se întâlneau trei creștini într-o groapă, ascultați-mă, într-o groapă dacă se întâlneau, slava Domnului să cobora în groapa aia. Dacă se întâlneau într-o peșteră și le picura apă în cap și ce știu eu ce mai picura pe acolo și mai cădea pe acolo, slava Domnului să o pogura acolo. Știți de ce? Că erau doi sau trei care s-au în numele Domnului și Domnul Iisus Hristos să cobora cu prezența lui acolo. Și știți ce se întâmpla când intra necredinciosul ăla? Spune Biblia așa. Dacă intra vreun necredincios, tainele inimii lui erau descoperite cădea cu fața la pământ, se închina lui Dumnezeu și mărturisea că în adevăr Dumnezeu, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Asta ar trebui să fie. Când vine credincioșa aici, vă rog să-i opriți la, la ieșire și să-l întrebi. Dom'le, cu ce concluzie ai rămas din programul ăsta? A, a fost interesant, o cânta bine, o predica bine. Da, o... nu, s-a întâlnit cu slava Domnului veac și pururi. Nu ar trebui să-l vezi așa, cu ochii mari, încremenit, și să-ți spună Dumnezeu este prezent în locul ăsta. Ce reacție credeți că am avea? Ne-am bucurat sau nu? Frașul suror, de noi depinde lucrul ăsta, nu de ei. De noi depinde lucrul ăsta. De pocăința noastră depinde lucrul ăsta. Ne-am bucurat să fie așa. Ne-am bucurat și așa ar trebui, așa ar fi normal să fie. Așa ar fi normal să fie. Și când l-au omorât pe Ștefan, și ce este interesant? Spune că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea. Și chiar dacă iasă de aici plin de ură, dar măcar tot recunoaște că Dumnezeu a fost aici și că l-a tăiat pe inimă. Spune că îi tăia pe inimă cuvântul lui Ștefan. Că era plinătatea și puterea și predicarea în puterea Duhului sunt acolo.